Recent, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, a efectuat o vizită în Italia, unde a fost însoțit de deputații Zisu Stanciu și Ionut Săvoiu de la PSD, deputatul Georgică Dumitru de la PC și de senatorul social-democrat Valentin Calcan. Scopul deplasării a fost acela de a identifica investitori dispuși să deschidă afaceri în Dâmbovița, dar și de a găsi pentru firmele din județ oportunități de dezvoltare în Italia. O primă întâlnire a delegației dâmbovițene a avut loc cu reprezentanții grupului Hera, cel mai important operator italian în domeniul tratării deșeurilor menajere, dar și operator redutabil în distribuția gazelor naturale. Discuțiile au fost fructuoase, existând semnele unei posibile colaborări. Am văzut împreună cu colegii mei cum arată o fabrică de tratare a deșeurilor, a dumneavoastră. Asta este un catalog de prezentare. Este o investiție unde lucrează doar 40 de oameni, 40-42 de oameni. Pe vreo 10 hectare și ceva de hectare, super tehnologie. Pe acest segment de piață, Hera este numărul 1 de departe în Italia și probabil între primele grupuri din lume care lucrează pe așa ceva. De ce ne interesează? Pentru că ceea ce s-a făcut la groapa de gunoi de la Anumasa nu se mai face de 10-15 ani nicăieri. Am prezentat cam care e situația în județul Dâmbovița cu procesul de colectare, selectare, tratare și depozitare a deșeurilor menajere. Am discutat foarte concret de cantități, de mod de lucru, de costuri și am ajuns la concluzia că ar fi pretablo o unitate de producție ceva mai mică care să asigure arderea și producția dumneavoastră și producția de energie termică și electrică la un nivel care se acoperă în bună parte costurile pe care noi le luăm astăzi de la populație.